Preaputernice și slăvite Doamne, Iisuse Hristoase, Tu, care ai venit în lume să tămăduiești neputințele oamenilor, din adâncul inimii te rog să primești merita mea nevoință și această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală. Mântuiește-l, Doamne, precum știi, ca un bun și iubitor de oameni, și rânduiește Tu toate spre folosul Tău, că noi, neputincioșii, suntem și nu îl putem ajuta, dacă nu ne vei lumina cu harul Tău. De evoia Ta îl poți pedepsi, precum se cade, pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, precum vei vrea. Dar, căzând înaintea Ta, te rog, îndură-te de robul Tău, potolește-i fierbânțala, alintă-i suferința, ridică-l din patul durerii. Să-i fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieții, spre început bun, mântuirii și spre iertarea păcatelor. Amin.